Da. Să ne luăm toată povestea asta. Și spunem așa. Deci s-a dat ABCD un dreptunghi. Nu așa avem aici. ABCD un dreptunghi. A fost dat paralelogram în ipoteză. Da. Imediat a spus, adică când avem paralelogramul, avem toate informațiile ce laturile opuse sunt congruente, două de două, sunt paralele două de două, diagonale se înjumătățesc și așa mai departe. Noi însă am luat figura, în figura asta dreptunghi pentru că am forțat un pic mâna, datorită faptului că ne se cere să arătăm că diagonala DB și AC ca mărime cât sunt, am intuit că nu am șanse să găsesc pe DB altfel decât dacă AC egal cu DB. Și când într-un paralelogram se întâmplă ca laturile diagonale să fie egale? Numai în dreptunghi. Da? Diagonale să fie egale numai în dreptunghi. Autorul ne cere AC cu egal cât este și cât este DB. De ce am făcut chestia asta? Pe urmă, s-a dus prin punctul O, am dus această mediatoare. Am întâlnit pe AD și pe BC în M și în N. Și ne-am apucat de treabă și am arătat că acest patrulater format LBMD este paralelogram, fiindcă perimetrul său era 8 am și cum este un paralelogram cu două laturi vecine egale datorită mediatoarei, înseamnă că am spus că fiecare latură va fi de 2 am. Da. Da. Și acum mă duc la patrulaterul NBKA, despre care știu că am BC egal cu NA. Da. BC egal cu NA și paralele și congruente, suficient motiv pentru a spune că patrulaterul acesta e paralelogram. Corect. Atunci NB este cât AC. Corect. Și cum NB a fost de 2A, înseamnă că și AC e 2A. Corect. Termina problema. Și acum mă opresc la triunghiul A. ABC chiar. ABC. În triunghiul ABC avem se întâmplă AC2A, BC este A și unghiul 30 de grade și obligă aceasta ca unghiul de aici să fie 90 de grade. Corect. Că numai într-un triunghi dreptunghi se întâmplă asta. Numai într-un triunghi dreptunghi se întâmplă asta și atunci unghiul ăsta fiind din 90 de grade înseamnă că paralelogramul care a fost luat este cine paralelogramul acesta? Este dreptunghi. Fiind dreptunghi, DB este cât AC și cum AC a fost 2A, DB este egal cu AC. 2A și toate unghiurile alea din ABCD din 90 grade. Exact. Și am și aflat tot complet problema. Am aflat exact. Și unghiurile și laturile. Și laturile. Și diagonalele. Da? Și diagonalele. Deci... Da, e spectaculos. Da, da. Deci, nu e grea. Este grea. N-am văzut-o da. Ne-am dus aici. Am pierdut timpul când ne-am dus... vedeți figura... ne depărta de problemă. Vă spuneam de fiecare dată. Da, dacă ei suntem nu dau seama curași, de un profesor să facă un dreptunghi. Sigur că da, nu dau, e imposibil să vedeți la ce punct. Am văzut noi că e... Sigur. Dacă respectăm riguros să luăm unghiul ăsta de 30 de grade, deci ca formă de construcție. Aha. Deci dacă respect riguros unghiul de 30 de grade, dacă duci diagonal, duci perpendiculară și vrei să fie, după ce am rezolvat-o și am zis A și A, nu se poate decât un drept acolo. Da? Ați văzut că tot am tatonat figura cu paralelogramul și nu mi-așa deloc. Nu mi-așa deloc, da. Tot încercam să strâng paralelogramul, tot îl chinuiam, dar nu mi-așa. Deci, da. Decât în felul ăsta. Pentru că, atenție multă, ar fi așteptat ca unghiurile B și C să fie diferite, A și, D, A și C de... așteptam să fie cel mult 120, ca să folosești 30 acela. 120 și 30. Chiar vă gândeați că e 3A ăla, nu că deci e... Deci nu da. Se leagă deloc problema, da? Abia când problema își dă drumul, abia când ne îndreptăm și sesizăm că ăsta e momentul tare al problemei. Asta fiind de 2A, lucru corect, cunoscut, asta e de 30 de grade și asta altă de A, obligă asta și problema. Și atunci figura trebuie să te duci acolo. Gata, deci a avut un moment foarte tare în raționament. Da? Foarte tare. Tot ce a fost ascuns în toată discuția noastră? A fost ascuns acest triunghi în care aveam o latură dublu celelalte opuse și unghiul de 30 de grade. Și atunci numai în triunghi de tuni se întâmplă chestia asta. Da.
Noi ne gândeam că unul din cei de 90, vedeți? De-aia ne-am complicat. Sigur că da. Am tras de problemă pe al culoare. Noi ne gândeam pe și exact. Figura asta o vrem pe asta drept unghi. Exact. Oare asta nu ieșea din contextul problemei. Da? Tot timpul, cum să spun, din problemă iarăși să învăța ceva aici. Corect. Dacă nu folosim esențialul de acolo, nu poți să rup problema. Corect. Intri în contradicții. Da, am înțeles, da? Intri în contradicții și spui că nu-i ceva, ceva nu e în regulă cu asta. Acum lor trebuie explicat. Da, acum facem asta. Adi, bună dimineața. În timp ce tu ai tras un somn bun, n-am avut probleme. Noi ne-am bătut capul, noi ne-am bătut. Hai să vedem încă o dată, Adi. Vreau să mă conduci și să vedem cum anume gândim la redactare. De ce să spunem problema? De unde să o luăm? De unde să începem? ABCD este parlogram, cum spune autorul. Parlogram. Deci îl vedem ca un parlogram, nu-l vedem dreptul, da? Un parlogram. Deci, demonstrați, haideți, te rog. Mă conduc, da? Deci ABCD. Paralelogram, da? Da. Echivalent cu. Ce tragem de aici? Ce rezultă de aici? Rezultă că AB paralel cu DC. Deci AB paralelă cu DC. Da. Și urmă AB paralelă. AB tot și asta congruentă, da. Paralel și congruente. AB congruent cu. AB congruent cu DC. Da. Și urmă AD paralel cu BC și congruent. AD paralelă cu BC și virgulă AD congruent cu BC. Da. Așa. Pe urmă, că diagonale se jumătăți. Da. Deci hai să o dăm și asta. AD ce intersectează BC. În punctul BD. BD, da. Și de punctul O. Și despre care poți spune despre O ăsta? Care calitățile cele? AO congruent cu OC. Da. AO congruentă cu OC. Și DO congruentă cu OB. Și DO congruentă cu O. Deci aceste lucruri le avem în vedere când am vorbit de faptul că acela e parlograf. Acum, mai departe spune că am dus perpendiculara pe cine? Pe DB, da? Da. Cu am notat cu amic, parcă, da. Dreapta amic. Uh-huh. Amic perpendiculară pe DB și nu oriunde, în O. Da. Adică O aparține lui amic. Deci O aparține lui amic. Atunci rezultă că, fiind mediatoare, practic, a segmentului DB, asta am produs eu aici, înseamnă că ND este cât NB. Da, ND. ND egală cu, congruentă cu NB. Și tot așa de bine, MD congruentă cu MB. MD congruentă cu M, B. Deci M, D cu M, B. Da. Bine. Și acum... Am luat triunghiurile alea. Fie triunghiurile. N, A. A, N, O. A, N, O. Deci fie triunghiul. Triunghiul A, N, O. Și triunghiul. Și triunghiul O, C, N. O, C, M. Despre cele două triunghiuri putem spune că au. Au O N congruent cu O M. Deci au O N. O N cu O M, de unde știu că O N cu O M? O A cu O C. Au O cu O C, Adi. Așa, au O cu O C. Au O cu O C din cauza că este diagonal în parlogram. Da. Deci au O congruent cu O C. Da. După din aia. Ipoteză. Da, ipoteză. După aia avem că N, O, A congruent cu C, O, M opus la vârf. M, O,
NOA congruent cu? Ce om? Opusul la vârf. Ce vârful din nou? Și? Și A, N, O congruent cu O, M, C. A, N, O cu O, M, C, ca fiind da, alterne interne, da? Ăsta cu ăsta de aici, alterne interne. Dar cum redactăm aici? Cum N, D paralelă cu B, M, N, D paralelă cu BM și secanta care NM rezultă din astea două faptul că ce rezultă? Că ANO ANO congruent cu OMC. Deci acolade din cele două, conform cazului la unghi, latură unghi. Unghi, latură unghi. Triunghiul luat din discuția de, e vorba de ANO. ANO. Triunghiul ANO. O congruent cu triunghiul OCM. OCM. Triunghiurile se fiind congruente, rezultă de aici că toate elementele sunt congruente. Da. NO congruent cu OM. O, M, da. Da. Și N-A congruent cu C, M. Asta pe mine mă interesează foarte tare și subliniez aici. Da? Că N-A congruent cu C, M. Mai rămâne unghiul ăla din A. N-A-O. Să punem și pe unghiul acela, da? N-A-O congruent cu unghiul O, C, M. Bine, ca să fie toate elemente. Dar mă interesa doar asta, că N, A e cât C, M. Și dacă N, A e cât C, M, cum A, D era cât D, C, ia să le luăm pe asta, una sub alta, să spunem. Cum? Cum? A, D e congruent cu B, C. A, D cu B, C. Și de desubt. A, N, congruent, adăugăm și pe asta. Demonstrat asta. Da? Congruent cu, asta din ipoteză. O, M, asta da, din ipoteză și asta demonstrat. O, M, A, N, A, N, cu cine congruent? Cu C, M. Cu C, M, da, da. Da, A, M, cu C, M. Cu C, da. Demonstrat. Da, rezultă. Le adunăm membru cu membru, rezultă că AD plus AN, AD plus AN, egal cu BC plus CM. Adică, de fapt, am de aici, cine este AD plus AN? E ND. ND. N. Am că ND. Congruent cu BM. Congruent cu BM. Adi vorbește? AD congruent cu BM și cum AD e paralelă cu adăugăm de sub. AD e paralelă cu rezultă DN. AD sau DD? AD e paralelă cu DM sau DN. Da, da. ND paralelă cu BM. Și cum avem că tot DN DN e și congruent cu BM, demonstrat. Da, demonstrat. Rezultă că deci AN paralelă cu AN, sau nu AN, să zicem AD. AD, până în jos, da? AD paralelă cu BM. Rezultă că patru latere luate în discuție, AD. N, B, M, D. Da. N, B, M, D. Paralelogram. Dacă e paralelogram, că N, B paralelă cu M, D. Am folosit asta. Înseamnă că N, D e cât B, C pe B, M da. Și este cât... nu. Atât avem. Atât. Că e paralelogram. Da. Acum avem perimetrul patrulaterului.
Exact. Dar mai avem undeva lăsat în urmă că NB este când ND. Da, am scris undeva. Uitați acolo, în perpendicularitate aici. Aici, acolo. Așa, ND e cât NB, nu? Aici, da. Așa, subliniem asta. Și zicem așa, cum? Cum? Perimetrul sau cum? Nu, nu. Cum ND congruent. De acolo pleacă. Cum ND congruent cu NB. Da, ND cu NB. ND cu NB din demonstrație. Din ipoteză, din imediat. Da. Din ipoteză, corect. Și ND congruent și cu BM. Da. ND congruent cu BM. BM. Asta am demonstrat noi acum. Da, rezultă că... Demonstrat. Rezultă că toate sunt congruente. Adică de aici rezultă, fiind, și, adăugăm și că NBM de paralelogram. Da. NBM de paralelogram. Demonstrat, nu? Din toate așa, asta rezultă că într-un paralelogram în care două laturi vecine sunt congruente, înseamnă că toate laturile sunt congruente. Nu? Dacă astea două sunt congruente, astea două sunt congruente, cum astea sunt congruente din paralelogram? Deci NB egal cu BM. Deci acolo NB egală cu BM. Da, egală cu DM. Egală cu DM. Și egală cu egală și cu ND. Toate sunt egale. Adică figura și este un rom. Asta vreau să zic, da? Da. Noi am folosit, am valorificat-o foarte repede și varianta că diagonale sunt perpendiculare, dar am zis să evităm, că nu știați că e rom. Corect. Și acum cu perimetrul 8A. Iar perimetrul lui? Perimetrul lui NBMD este egal cu suma laturilor. Scrim așa. Egal cu N, B, plus B, M. De cum sunt exact alea de sus, domnul profesor. Da, asta. N, B, plus B, M, plus D, N, plus N, D, N, D, M, aveați acolo. D, M, aici, aici. Da. D, M, plus N, D. Și cum ne sunt egale? Egal mai departe, de 4 ori. Perimetru acolo. De 4 ori. Una din laturi, de 4 ori N, B, să zic, și egal cu cine spune program? 8A, rezultă atunci de aici că un N, B, numai N, B este 2A. Dar N, B era cu toate egale, nu? Corect. Deci toate laturile sunt egale, am scris aici, da? Da, și egale cu 2A. Și egale cu 2A. Bun. Bine. Dacă mă întorc aici și vedem, cum BM este 2A și BC e numai A, deci avem. Să mergem mai departe pe următoarea chestie. AN e cât BC. E cât BC. Zice-mi acum. Cum? 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 AN congruentă. Congruentă. E egală cu A. Da? Congruentă cu BC. Și egală cu A. Și cum zic și paralele. Și că AN e paralelă cu cele cu BC din paralelogram BC, rezultă din astea două, că dacă două laturi opuse sunt paralele și congruente, paralelogramul respectiv este ce? Paralelogram. Deci rezultă de acolo că AN ACBN, da? ACBN paralelogram. Da. Și fiind paralelogram, înseamnă că NB, NB egal cu AC. Congruent cu AC. Da, NB congruent cu AC și egal cu 2A. Corect. 2A. Și acum între unghiul ABC. Da, luăm acum între unghiul ABC. Avem măsura unghiului BAC. Deci între unghiul ABC avem 30 grade. Două puncte. Ce avem acolo? Măsura unghiului BAC 30 grade.
în triunghiul ABC, Adi, în ABC, avem AC, măsura, cum se numește la. Deci măsura unghiului B, A, C, egal cu 30 de grade. AC2A demonstrat. AC, segmentul AC, egal cu 2A. Demonstrat. Și segmentul BC, egal cu un singur A. Și BC, egal cu A mic, o singur A. Da. Din asta rezultă că numai într-un triunghi dreptunghi se întâmplă asta. Da. Deci, în condițiile astea, măsura unghiului A, BC, măsura lui A, de C, măsura unghiului A, B, C, egal cu 90 de grade. 90 de grade. Și dacă e 90 de grade, cum A, B, C, D a fost paralelogram, cum A, B, C, D paralelogram, paralelogramul cu un unghi drept este dreptunghi. De deci rezultă că ABCD dreptunghi. Adică toate unghiurile sunt de 90 de grade. Toate unghiurile sunt 90 de grade. Și am aflat un triunghi. Dar tot așa, într-un dreptunghi, DB e cât AC. Rezultă că DB e congruent cu AC și egal cu 2A aici de data asta. Ca ce am spus că e 2A. N-am spus că aceea am demonstrat că e 2A. Și am arătat mărimea diagonalelor. Ele sunt egale, nu? Egal cu 2A. Iar unghiurile toate sunt de 90 de grade. Deci problema trebuia să meargă foarte repede, fără bâlbâieri. Dacă ne prindeam să mergem de la, să fructificăm triunghiul ăsta, triunghiul de aur. Chiar să spunem așa. Deci, ce a fost? Miezul problemei. Hai să vedem miezul problemei acesta. Cel mai important, mă dați, cel mai important în problemă a fost. Da? Cel mai important în problemă a fost triunghiul ABC. Cel mai important în problemă a fost triunghiul ABC în care am arătat că, ce am arătat? Că cei de 2A, am arătat că AC este de 2A, BC este de A, iar unghiul ABC dat de 30 de grade. Și atunci, de acolo, a obligat ca unghiul din B să fie de 90 de grade, da? Chestia asta, reciproca teoremă, ce unghiul opus. Unghiului 30 de grade, dacă îi se opune o latură care jumătate din, numai într-un dreptunghi se întâmplă asta. Putem arăta, am mai arătat odată la direcție. E bine, din clipa în care am arătat că AC egal cu 2A, trebuia să ne focalizăm atenția aici. Dacă reușeam să reducem direct pe triunghiul de aur, cum vă spuneam, acest triunghi, atunci problema era făcută foarte repede. Greutatea a venit din aceea că am luat de la început paralelogram, că așa se dă paralelogramul. Deci nu ne-am dus deodată pe triunghi dreptunghi, ci pe un paralelogram. Și construcția nu mai corespundea realității. Nu reușeam să ne desprindem din figură. Atenție, nu reușeam să ne desprindem din figură. Se întâmpla ca acesta mic, latura asta C, M, să nu fie tot de A. Era de o altă, era mult mai mică. Și ne trimitea spre ideea de a arăta că acest N, B, M, D îi dreptunghi. Deși nu ne folosea, nu puteam să arătăm niciodată chestia asta. Că N, B, M, D ar fi dreptunghi. De ce trăgeam și noi de problemă? Trăgeam așa, din figură, iată că figura, de ce vă spun de multe ori, figura falsă, ne deturnează de la soluții. Deci te duce într-o altă culoare. Vroiam așa, Mirunea, vroiam așa ca să arătăm că N, B, M, D este un dreptunghi, doream noi tare mult, pentru că știam o diagonală, D, B. Și într-un dreptunghi, diagonale sunt egale. Și D, B vreau să fie cât N, M și eventual să mă duc la C, dar nu mai era cu AC niciodată. Trăgeam în gol.
Da? Deci trăgeam de problemă în gol, fără perspectivă și fără șansa de a arăta că DB este cât ace. Noi căutam pe DB. Știind asta, domnul profesor, la teorie, că n-am învățat încă dreptunghiul. Păi, problema... Eu nu știu de ce... Problema n-a fost bine plasată de autor. Deci a fost plasată într-o poziție în care, să spunem, despre dreptunghi, voi n-ați vorbit, că exact. Diagonale sunt egale. Aici văd și eu că la dreptunghi, la teorie, chiar zice, un triunghi este dreptunghi, dacă și numai dacă, lungimea medianei corespunzătoare unei laturi este egală cu jumătate din lungimea laturii. Dar ce am folosit noi aici. Păi, da, deci... Dar e la dreptunghi, încă n-aveau toate noțiunile astea. Sigur că n-a fost bine plasată. Deci e strecoare chestia asta, exact. cu informații de până aici, nu puteai să faci problema cu informații de până la nivelul acesta, da? Nu poți să faci problema. De aceea... Niciun autor, când compune problemele, nu poate să se mențină strict de până la acolo. Deci mai scapă și se mai duce... Na, el e furat de frumusețea problemei și se mai duce și peste nivelul de informații. Încât profesorul trebuie să vină foarte repede, n-aș spune panogram și nu mai sar dincolo. Nu e posibil. Vor fi suficiente probleme tot timpul așa. Așa că am vorbit despre patru latere și când am vorbit despre panogram, ar fi meritat, cum am discutat noi parcă într-una de ședințe și am spus așa, panogramul cu unui drept este dreptunghi. Ce exact, proprietăți în plus sunt exact. Aici? Ăsta și ăsta deci și dacă ăsta. Dacă nu le spunea dumneavoastră, ei de unde să știe? Eu, ca profesor, când pretam asta, să spunem, la panogram insistam un pic, așa, și până zic, să le pregătesc cu toate informațiile cele. Adică, dacă din mulțimea panogramelor se întâmplă ca unul să aibă un de 90 de grade, ele devin dreptunghi. Corect. Ce noutăți am? Dreptunghi, diagonale sunt congruente. Corect. Foarte important. Pentru că în problema asta, AC egal cu DB, autorul le cere. Să găsim și să căutăm și pe AC și pe DB, ca lungime. Ori, numai într-un dreptunghi ele sunt egale. Bine, o să zic că puteam să luăm pe A, B, C, cu pe A, B, D, cu A, B, C, D și să demonstrăm. Să nu zicem pe dreptunghi. Știam că ai un drept, nu, și demonstrați voi. Nu, luați două triunghiuri acolo și demonstrați că deci, alea două triunghiuri, profesor. Le luam în discuție știind că-i doi așa A și demonstram că... Da, dar asta se rupe pentru prima parte cu 2A. Ca acei cât BD. Atât. Demonstram noi. Dar partea a doua a problemei, fără să te legi de faptul că e triunghi, că asta e jumătate, așa, da. Nu poți să înaintezi problema. Deci tu cauți să legi pe DB de altceva din problemă. Să fugi pe alt culoar. Și DB, iată e cât AC. Ori asta se întâmplă numai când e dreptunghi. În concluzie, n-a fost o problemă chiar la îndemână, pentru că a avut destul de dificultate. Acum că am lămurit-o, mi se pare ușoară, da. Și noi am fugit de aici. Da. Deci dacă stăteam lipiți de problema asta, că triunghiul ABC în care am aflat pe AC2A, pe BC A și unghiul ăsta de 30 de grade, încărcând-o cu tot felul de alte lucruri, în dorința de a te apropia de soluții, de aici am învățat un lucru. Când s-a încărcat problema și figura așa, trebuie să le iei din nou. Deci le iei altă figură, altă... Nu poți să spui de la bun început, deodată, gata, te duci pe soluție. Trebuia să ne gândim este noi, foarte... singur, domn profesor, cu unghiul ăla de 30 de grade, trebuia să ne ducă spre... Sigur că da. Deci acolo a fost... De-aia a spus triunghiul de aur. Adică triunghiul acesta, dreptunghic, în contextul problemei, oferă ieșirea foarte repede. Că paragramul acela nu este paragram, ci este dreptunghi. Îl obliga pe paragram să devină dreptunghi. Da, atunci tot era și diagonalele erau congruente și totul era rezolvat, unghiurile toate deodată. Totul era foarte rapid. Din problema asta, repet, și din fiecare problemă, învățăm de ceva. Mai întâi, trebuie să ai tenacitate. Deci, dorința de a te duce la capăt. Sigur, nu putem avea pretenții că, de fiecare dată, orice problemă o rezolvăm de la prima citire. Niciodată. Nu există nimeni care să spună, gata, mă prind la prim. Sunt suficiente probleme.
care te prinzi la prima citire. Dar sunt multe, tot atât de multe și de cele care nu te prinzi la prima citire. Nu trebuie abandonat, iar încă un sfat, atunci când intrăm într-un unii mort, de tipul acela, nu vezi, e bine să te ridici de la masa de lucru și să te ocupi de altceva. Deci e vorba din reîncărcarea bateriei. Că atenția, acum ți-a fost focalizată acolo, deja nu mai ai ieșire, urmează să intre, să stai acolo, poți stai zile întregi și nu ieși din problemă. Mai faci altceva și mai faci altceva după care te întorci la problema aceea și vei avea șanse foarte mari. Da? Deci există, de aici învățăm și o strategie pe care trebuie să o ai la momentul respectiv. Gândiți-vă că te afli la lucrare. Și care-i sfatul meu la lucrare? Cum trebuie procedat? Le faci pe cele la prima citire. Care poți să le faci. Deci pe cele la care te prinzi foarte repede. Nu te învingi în ordinea aceea și te intri într-un unimul. Fiecare are sensibilitatea lui. Fiecare are un anumit ritm, anumită viteză. Se prinde într-o anumită măsură. Și atunci dacă te opriți într-o chestie și stai acolo, băi, stai, ai pierdut tot. Și pe celelalte nu mai ai timp să le faci. Faceți-le pe alea care știți. Deci la prima citire care vezi acolo, o chestie, v-ați prins, da? Și rămân alea mai dificile, punctele mai dificile la sfârșit. Deci le abordăm în funcție de nivelul nostru, hai să spun așa, de percepții de la momentul respectiv. Și atunci veți avea șanse foarte mari. Da. La revedere, vă mulțumim că l-ați urmărit pe Profanan și vă dorim o zi bună continuare. Nu uitați de like și share. Da? Să nu uitați să muncim. Iată, pe voi vă sfătui pentru lucrare. Să mai zic așa. Revedeți acum toate problemele care sunt pe site. Din urmă, probleme lucrate. Da? Este important să le revedeți. Ai oprit?